Poate-ți urâtă ideea de a crea proprii cercei florali, foarte feminini, pentru a-i purta, a-i face cadou sau chiar pentru a-ți aduce un plus financiar. Nu știi de unde să începi? Clipul acesta este pentru tine! Am să vă descriu materialele și ustensilele pe care eu le folosesc pentru modelarea florilor. Pentru unele dintre ele vă pot oferi îndrumări și link-uri către magazine online de unde pot fi achiziționate. Le veți găsi în descriere. Desigur, lut polimeric. Am ales de la început brandul Fimo pentru că citisem că e cel mai bun lut polimeric la care aveam acces atunci când îmi căutam hobby-uri. Și cu siguranță aș fi vrut să fiu la fel de conștiincioasă cu modelatul cum am fost cu cumpăratul. Prin urmare, am lut polimeric din 2011, atât de vechi încât se sfarmă ușor. Pentru mine, acest lucru nu este un inconvenient pentru că frământatul lui a devenit terapeutic, mai ales că nu pregătesc cantități mari. Așadar, pentru culorile necesare din care am blocuri de Fimo vechi, tai bucățele mici. Adaug Fimo Soft Mix sau Cerniz Soft Mix și încep frământatul. Curând, îmi dau seama dacă o bucată e așa de uscată încât are nevoie să adaug plasticizanți. Aceștia pot fi Fimo lichid sau o picătură mică de ulei pentru recondiționare de la Atelier Fimo. Gândiți-vă la recondiționare ca la prepararea unui aluat. Sunt pregătite ouă, făină, apă, sare, drojdie. Toate trebuie amestecate și frământate până se obține coca. Lutul polimeric proaspăt mi se pare un pic prea moale și lipicios și de obicei îl las câteva ore întins în strat subțire între două foi. Același lucru fac atunci când adaug din greșeală prea mult ulei de recondiționare. Frământat suficient și mai ales copt corect, va fi flexibil și în strat subțire. Gelul polimeric lichid e bun pentru recondiționarea lutului vechi, dar mai ales pentru lipirea elementelor între ele, în special în cazurile în care nu poți pune presiune pe piesele mici. Mașina mea de întins foi este o mașină obișnuită de făcut tăiței și paste. Este manuală și am achiziționat-o încă de la începuturi pentru o sumă modică. O folosesc pentru întinderea lutului polimeric în foi de grosimi diferite, pentru a putea decupa mai apoi petale aproximativ egale ca mărime, ca și pentru baza cerceilor pe care îi fac. Are 6 trepte de grosime, însă cele extreme nu îmi sunt folositoare, ori îi scoate foaia prea groasă, ori o creponează. Chiar și așa, nu m-aș putea lipsi de ea. O curăț înainte de fiecare utilizare cu o lavetă uscată pentru a îndepărta orice urmă de praf. Uneori, când nu am răbdare să frământ destul lutul polimeric, acesta se prinde de role și este necesară o curățare mai riguroasă. Îndepărtez resturi de lut polimeric cu ajutorul unui scobitor. Aceasta are avantajul că nu va zgâria suprafața rolelor. Finalizez cu ștergerea temeinică a rolelor cu șervețele umede, schimbând de câteva ori distanța dintre role și alternând rotirea manetei față-spate. Printre ustensilele de tăiat pot să numesc lame subțiri, cuții de precizie, foarfece, decupatoare. Am să le iau pe rând. Lamele pe care le am sunt flexibile sau rigide și se dovedesc a fi cel mai util la ridicarea foii de lut polimeric de pe suprafața de lucru, fără a o deforma. Cuțitul de precizie l-am achiziționat dintr-un magazin de bricolaj și este de asemenea o ustensilă pe care o folosesc intensiv. Câteodată se întâmplă să cadă de pe masă, iar vârful se poate ciopi ușor, dar e un mare plus că se potrivesc lame de schimb, fără să țin cont de mărimea lamei originale. Între timp, am descoperit că pe acest mâner pot asambla un cap de burghiu foarte subțire, așa că am rezolvat și problema finisării cerceilor. Forfecuțele îmi dau precizie atunci când decupez mici porțiuni din petale și la formarea unor boboci de flori. Caterele mele sunt în principal cercuri cu diametre diferite. Foarte mulți ani am lucrat cu doar 4 decupatoare improvizate. Un capac de la un creion mecanic. Aceasta a fost o ustensilă de modelat din silicon, în genul acesteia, dar ca decupator și-a făcut toți banii. Am chiar un cartuș gol pe care mi l-a adus soțul de la poligonul de tragere. Cel de-al patrulea decupator este capacul unui ser de ochi. Pe toate acestea încă le folosesc. Recent mi-am achiziționat un set de mini decupatoare. În acest exemplu am folosit așa. 2 decupatoare pentru baza cercelului,
cartușul gol pentru piesa care va acoperi parțial lobul urechii, cel mai mic decupator pentru a avea idee ce porțiunea cercelului trebuie să rămână fără floricele. Petalele au aceeași mărime mulțumită acestui decupator. Iar gaura mică e făcută cu burghiul. Aceasta are diametrul milimetric mai mare decât grosimea zalei. Multă vreme am avut doar aceste punctatoare luate dintr-un magazin de accesorii pentru unghii. Împreună cu aceste instrumente cu bilă, trebuie să menționez plăcile de spumă și bureții de machiaj. Am făcut un experiment să vedeți cum obțin cupe de diametre și adâncimi diferite în funcție de baza pe care modelez și de ustensila folosită. După ce dentistul meu m-a cadorisit cu această sondă dentară, am descoperit că îmi place foarte mult să fac frunzulițe. Le pot face oricât de mici și le prind ușor pe bază. La cele un pic mai mari, cu ea schițez nervuri principale și secundare. Folosesc inclusiv capătul rotunjit al sondei și în acest tutorial am inclus această tehnică. Scobitorile le țin aproape pentru texturarea petalelor. Iar cu acele pot face urme fine, cum se pot observa pe această piesă. Pentru texturarea miezului florilor, folosesc o periuță de dinți. Face parte din arsenalul de ustensile de la începuturi și are mai degrabă o valoare sentimentală. Acum mai texturez prin presarea unor foi abrazive cu granulații diferite pe suprafața netă talutului polimeric. Cu toate că am o varietate mare de culori de lut polimeric, îmi place și mai mult când variez tehnica. Acest set de pastel uscat are culori foarte pigmentate și diversificate. Pentru aplicare, recomand răzuirea ușoară a cretei. Ce îmi place foarte mult la acest brand este că pulberea obținută este fină și uniformă. Eu o aplic înainte de a coace piesele. Pe această orhidee am testat și culorile acrilice. Sunt o fire răbdătoare, dar asta nu se aplică pentru a modela mai multe flori pe care apoi să le coc la grămadă. Am redus factura la curent prin achiziționarea acestui cuptor electric de Longhi cu capacitate mică, de 14 litri. Când temperatura ajunge la 110 grade Celsius, introduc tava cu floricele și pornesc cronometrul. La sfârșitul timpului setat, emite un semnal sonor și se oprește. Chiar dacă are termostat, am înțeles într-un final importanța termometrului. Așa am putut să constat și variațiile de temperatură și am crescut timpul de coacere. În caz contrar, rezultatul este ăsta. Mai adaug doar câteva idei. Lucrez cu mănuși de nitril nepudrate pentru că îmi place să realizez petale subțiri și impecabile. Pe vârful degetelor au o textură specială și încerc să vă arăt ce frumos se vede pe lutul polimeric. Deseori folosesc la flori stamine pe care le construiesc eu. Las aici tutorialul pentru această tehnică. Ca suprafață de lucru, recomand plăcile ceramice, bucăți de faianță netedă, sticla unor rame foto. Indicat ar fi să ai și ceva sârmă pentru a construi unele flori. Lutul polimeric este unul dintre cele mai versatile și totuși accesibile dintre materialele destinate persoanelor creative. Și cu toate că eu ți-am prezentat o mulțime de materiale și ustensile, cu adevărat ai nevoie doar de 4 dintre ele. 1. Lut polimeric. 2. Cuptor, poate fi inclusiv cel casnic în care gătești. 3. Neapărat un termometru. Și 4. Două mânuțe curioase. Îți mulțumesc că ai rămas cu mine până la sfârșit. Ești minunată! Îi mulțumesc de asemenea Mihaelei, care mi-a sugerat realizarea acestui clip. Mihaela, sper că nu am venit prea târziu cu aceste informații. Până data viitoare, vă doresc să vă bucurați de primăvară, de culori și de flori!